Bună ziua, vă felicit că sunteți alături de noi și în acest an, și mediul academic joacă un rol important în descoperirile și inovațiile pentru partea de Smart Village de comunități. Și aș vrea să ne spuneți nouă și telespectatorilor care ne urmăresc pe Smart Village TV acest concept, care sunt noutățile, provocările și cu ce credeți că puteți ajuta primăriile din România? Mulțumesc pentru invitație și suntem alături de dumneavoastră, într-adevăr, este al treilea an când participăm la forumul Smart Village, pentru că vrem să ajutăm comunitățile inteligente. Universitatea pe care o reprezint, Universitatea Petrol și Gaze, este un membru activ în Centrul de Inovare Digitală Valahia eHub, care este dedicat atât autorităților publice cât și companiilor. Ca și noutate anul acesta, vrem să vă mărturisim faptul că acum suntem recunoscuți la nivel european, am câștigat competiția europeană și am devenit EDIH, adică Centrul European de Inovare Digitală. Am venit la acest forum cu un pachet integrat de servicii pentru autoritățile publice, pachet ce conține servicii de tip training, test before invest, acces la finanțări, avem în cadrul companiilor consultanți care pot ajuta autoritățile publice să acceseze acele axe de finanțare care le sunt necesare pe diversele domenii pe care îi doresc să se dezvolte, și avem și un serviciu care îi poate ajuta să fie mult mai prezenți în comunitatea lor. Creăm un ecosistem de networking și matchmaking și încercăm să aducem în atenția lor acei clienți, acele companii, acele autorități publice care vor să se dezvolte și vor să, în primul rând, vor să dezvolte parteneriate prin care ei să poată să devină mult mai eficienți, mult mai aplecați către, dacă vorbim de autorități publice, către nevoile cetățenilor. Mai ales că prin ceea ce spuneți, dumneavoastră sunteți o interfață și deveniți partea de încredere, faceți un transfer de încredere către autorități. Deci autoritățile nu trebuie să bâșbuie, să caute în neant, ci pur și simplu se adresează instituției pe care o conduceți și automat îi îndrumați sau veniți cu specialiștii pe zonele respective. Este adevărat, noi avem un rol de broker și facilităm aceste contacte între autorități publice și alți clienți și, într-adevăr, încercăm să transmitem această încredere și faptul că, prin intermediul nostru, ei, într-adevăr, pot accesa servicii de calitate, servicii care sunt furnizate în mod gratuit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc!